Biserica Bunavestirea Parohiei Sfântul Ilie Șcheia din Suceava va primi în dar marți 21 noiembrie 2023 la ora 15 o copie a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Sfânta icoană va fi adusă de o delegație condusă de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Aceasta va fi întâmpinată cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de către preasfințitul Părinte Damaschin Dornea, anul episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și de închinătorii care au evlavie la Maica Domnului. După primirea odorului de mare preț, pictat după icoana originală și acoperit cu ferecătură, se va săvârși slujba acatistului icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, alcătuită de către înalt preasfințitul Calinic în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Nădăjduiți și să credeți că Maicuța Domnului este prezentă în viața frăților voastre. V-am rugat în numele Maicii Domnului să nu vă grăbiți niciodată când ajungeți în fața Sfintei Icoane Făcătoare. Să nu vă rușinați a vă ruga, a vă pleca genunchii. Și dacă v-a plăcut să vești Maicuța Domnului, să aveți lacrimi de preschimbați în iertarea păcatelor. Să vă spuneți durerea, suferința atâta dumneavoastră, că și la cei de acasă. Am venit, Maicuță, cu drag am venit la Hade Bunecodru, la locul sfințit. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Acționița a fost pictată după prototip rusesc în 1938 de către părintele Octavian Zmău din Roman, la rugămintea ieromonahului Iov Mazilu, care a fost egumen al schitului Hadâmbu între anii 1937-1959. Ferecătura generală a icoanei, făurită din argint de către meșterul argintar Ioan Cotfaz din Târgu Neamț, a fost suflată cu aură în atelierele de la Sofrino din Moscova, Rusia. Coronițele din aur masiv aplicate pe îmbrăcămintea icoanei, împodobite cu pietre prețioase, rubine, safire și smaralde, au fost lucrate de meșteri scusiți de la monetăria statului. Cunoscută pentru minunile pe care le-a săvârșit de-a lungul anilor, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului este cinstită la Mănăstirea Hadâmbu. Aceasta este scoasă în procesiune la adormirea Maicii Domnului, la nașterea Maicii Domnului și la înălțarea Sfintei Cruci. În mai multe parohii și mănăstiri din țara noastră și de peste hotare, icoana Maicii Domnului a poposit pentru ca oamenii să aibă prilejul să o cinstească pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. De asemenea, copia icoanei a fost dăruită în câteva parohii și mănăstiri din țara noastră și de peste hotare.